acest 0726831 și eu le știu, îmi spun din regie, nu putem să le spunem. În acest moment este sunat abonatul. Ia să vedem. Răspunde. Alo? Alo? Da! Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara, alo, cum vă numiți? Seara, doamne, bună seara! Bună seara, vă simt de la voce, nu sunteți emoționată! Bună seara, un pic, dau Stați puțin! Cine sunteți? Cum vă numiți? Sori Elena! Elena, de unde mă sunați? Din București! Din București! Măi, bucureștenii norocoși! Ați avut noroc! Stați puțin! Nu râdeți sau plângeți! Nu râdeți, stați puțin că... Doamna Elena, vă uitați la televizor acum, nu? Da, la televizor! Și hai să vă întreb, unde vă uitați? Pe ce canal vă uitați la televizor? La dumneavoastră! La mine vă uitați! Doamna Elena, dar știți ce ați câștigat în acest moment? Doamna Elena, știți ce ați câștigat în acest moment? Sunt sigur că m-am uitat! V-ați uitat toată emisiunea și ați văzut imagini frumoase cu ce... Am văzut de la până să înceapă emisiunea, m-am uitat. Așa, dar înainte de a extrage, am trimis niște imagini. Uitați-vă acum pe post, ia uitați acolo cu... Da, am văzut pe domnul care a câștigat, doamna din București. Doamna Elena, ăsta este al dumneavoastră! Am văzut tot! L-ați câștigat! Apartamentul vă aparține! Revista online, 100% adevărat, își premiază cititorii. Și vreau să vă rog un lucru, scuzați-mă! Doamna Elena, sunteți fericită și eu sunt fericită și vreau să vă rog un lucru. Regia, vreau să vă rog un lucru din suflet. Eu vreau să demonstrez tuturor că acest lucru este adevărat. Este adevărat pentru că în spatele meu lucrează oameni avocați care controlează absolut. O să-l invităm pe avocatul care este aici lângă mine. Bună seara, care controlează împreună cu colegul său, domnul Dan Năstase, bună seara! Domnul Dan Năstase, eu vă aduc și în microfon, dați-mi voie! Mulțumesc! Domnul Dan Năstase, sunteți aici, controlați, ați verificat totul? Sigur că nu suntem specialiști IT, dar din câte am văzut noi, totul este ok. Doamna Elena, nu plecați! Și așa cum spuneți dumneavoastră, 100% adevărat. E 100%... Doamna Elena, să nu plecați, dați datele dumneavoastră. Spuneți-mi, în București, cât sunteți măritată? Sunteți măritată? Da! Mulțumim frumos. Aveți copii? Da, am doi copii. Doi copii mari. Să vă trăiască, doamnă, să vă trăiască, să vă bucurați de ei. Și unde stați acum? Și să-i duceți acolo în apartamentul cel nou. Unde stați acum? În ce casă stați? Stau în sectorul 3, doamnă. Așa. Pakistan. Și stați mulți într-o casă. Cât sunteți? Suntem patru. Sunteți patru. Într-un apartament de câte camere? E emoționată, doamna. Doamna Elena! E multă galagie la mine și nu se mai înțelege nimic. Doamna Elena, o să vă cunoaștem și data viitoare, duminica viitoare, o să vă rugăm să veniți aici în studio să ne dați și nouă emoția pare care o aveți astă seară. Dar rămâneți pe fir, dați datele dumneavoastră la avocatul care a trebuit să preia convorbirea și să fiți fericită în acest apartament. Să fiți fericită! 100%